întorsături, misterios de misterios, nu le reziști. Alfred Ariciul Detectiv. Misterul capului lipsă al lui Ricardo. Știu că sunteți fericiți, copii, dar ce-ar fi să ne liniștim? Are dreptate, dragi fani. O să avem timp de autografe mai târziu. Acum dați-vă puțin înapoi. Faceți loc starului. Trebuie să admirăm noua mea statuie. Ricardo, Ricardo, te iubim! Helmut, poate vrei să adaugi ceva înainte. Doar câteva cuvinte. Sculptura asta reprezintă cea mai delicată și cea mai bună lucrare a mea. Am muncit din greu ca să-ți surprind esența, Ricardo. Sunt sigur că o să-ți placă. Cine e individul ăla ciudat cu urechile atât de lungi? Ăsta nu-s eu nici de cum. Ba, tu ești. Cine altcineva ar putea fi? Uite cum ți-am redat ochii. Nu, nu sunt eu. Categoric nu sunt eu. Eu nu arăt așa. Ba, da, arăți. Ba, nu. Domnilor, vă rog, calmați-vă. E posibil să avem diferențe de opinie. Ai dreptate, dar întrucât e o statuie ce mă înfățișează pe mine, opinia mea contează mai mult. Iar ăla nu sunt eu. E prima dată când cineva îmi critică viziunea artistică. Poate că până mâine lucrurile se aranjează. Ați auzit furtuna de astă noapte? Da! N-ai fi putut-o rata! E o insultă la adresa numelui meu celebru. Iepuroiul a șters-o de aici. E în curtea școlii. Haideți! Ce s-a întâmplat? E scandalos! Ieri o insultă la adresa chipului meu, iar astăzi, priviți, o insultă la adresa întregului trup! Așteaptă, Ricardo, există o explicație, sunt sigur! Am șters-o de aici! Ce-i destul e prea destul! Cine ar fi putut face asta, Alfred? Cine să fi doborât statuia și să-i fi furat capul? E serios de misterios! Or fi făcut asta astă noapte. Dar astă noapte eu am stat aici. Am corectat temele. Aș fi remarcat ceva. Sau... Stați puțin. Am auzit un pocnet ciudat. Un pocnet? De balon? Nu. Am auzit multă apă curgând pe acoperiș când era furtună, apoi un pocnet. Atunci nu i-am acordat atenție. Un pocnet! Trebuie să facem ceva, Alfred! Repede! Nu-i putem permite lui Ricardo să plece din pădurea cioturoasă. E vedeta noastră, e cel mai celebru din pădurea cioturoasă. Am priceput. Vestea bună e că avem deja primul indiciu. Pocnetul ciudat. Să mai căutăm câteva indicii. N-am mai văzut în viața mea atâtea urme de pași. Valabil și pentru locul ăsta. E ca și cum am căutat acul în carul cu fân prin oroiul ăsta. Toată lumea a pus mâna pe statuia asta. Nici aici nu am găsit nimic. Am găsit ceva! Am găsit ceva! Cynthia! Mersi frumos, Milo! Mi-ai distrus coafura! Ce cauți aici? Nimic! Mă bucuram de ziua asta frumoasă! Ascunzându-te într-un tufiș și spionându-ne? Nu spionam! Încercam să găsesc capul statuii, dacă chiar vrei să știi. Probabil că doreai să-l păstrezi pentru tine, nu-i așa? În orice caz, nu e prin preajmă. Nu am găsit decât porcăria asta. Așteaptă! Ar putea fi importantă. Bine, păstrează-o. Distracție plăcută la joacă în noroi. Fetelor, să plecăm.
Așadar, ce este? Odaltă, o unealtă de sculptat. Ăsta e al doilea indiciu. Helmut! Da, ar putea fi a lui. Să verificăm. Deci, de ce ai vrut să mă vezi, Alfred? Poate n-ai aflat, dar statuia lui Ricardo a fost doborâtă, iar capul i-a fost desprins. Dacă nu-l găsim pe vinovat, Ricardo spune că va pleca din pădurea cioturoasă. Am găsit dalta asta lângă statuie. Dalta mea? Mă întrebam eu pe unde-i. Crezi că ai putea să ne explici exact cum ai pierdut-o? Oh, apropo, ai grijă ce răspuns ne dai. Prea bine, am să vă spun. Am fost supărat pe Ricardo că nu agrea munca mea. Aseară m-am dus să mă uit iar la statuie. Oi fi scăpat de alta când eram acolo. Aha. Iar atunci ai împins statuia. Nu, era deja la pământ când am ajuns acolo. E nevoie de mai mult de o persoană pentru a face asta. De vreo 3-4. Mulțumesc, Helmut, te credem. Îl credeți pe Helmut? De unde știți că nu el e vinovatul? Așa cum spunea, e nevoie de câteva persoane pentru a o doborî. N-ar fi putut acționa singur? Poate că ne scapă ceva. Bunicul spunea, inspectează o dată de 2 sau chiar de 3 ori dacă e nevoie. Sună bine. Hei, ce-i asta? Mi-a distrus pantofii. Stai! Hei, rup! Credeam că s-a zis cu mine. Pantoful meu. Ce-i cu noroiul ăsta? Bună întrebare, Camil. Hei, priviți! Baza statuii e pe jumătate în nămol, pe jumătate pe sol uscat nisipos. Ai dreptate, locul ăsta e uscat. Așa e și acea zonă de acolo. Așadar, ceva o fi udat din belșug locul. Trebuie să fie un motiv. Nămolul ăsta e al treilea indiciu. Pantoful meu. Regret, avem nevoie de el la premieră. Dar... O să-l recuperezi mai târziu. E timpul să revizuim indiciile. Hei, cel puțin așteptați-mă. Hey! Să începem cu începutul. Primul indiciu. Sunetul ciudat auzit de domnul Rusard. O fi de la cei care au împins statuia. Doar că el a descris sunetul ca fiind un pocnet. Ai uitat? Al doilea indiciu? Dalta. Ceea ce ne spune că Helmut a fost acolo în noaptea aceea, dar știm că nu el e vinovat. Ceea ce ne duce la ultimul indiciu. Nămolul de pe pantoful lui Milo. Să-l analizăm! Prea bine, mie tot nămolul îmi place. Ei bine, nu e nămol adevărat. Analiza spune că e un compus de mâl și lut. Mai explicit, te rog. Lut cu nămol, diferit de nămolul obișnuit, care e făcut din pământ și țărână. Așadar, suprafețele uscate din fața școlii nu au lut cu nămol? Exact, sunt din țărână și nisip. Ceea ce mă face să mă întreb... Bineînțeles! Asta era! De ce nu ne-am gândit? Noi nu ne-am gândit la asta încă. Haideți! Trebuie să verificăm! O să vă informez pe drum! Rudy, ești bine? Voi fi extrem de grijuliu! Nu-mi dau seama de ce trebuie să facem o reconstituire. Uneori, în anchetarea unui caz, o reconstituire este necesară pentru a dovedi ce s-a întâmplat. Vreau să dovedesc că nu e nimeni vinovat. Nimeni? Eu nu te cred. N-o să dureze mult. Milo, tu ești statuia. Bine. Oh, te rog, nu. E în regulă, Rudy, dai drumul. Atenție! Măi să fie, ce rece e. Spune-ne dacă recunoașteți sunetul. Acesta este sunetul. Oprește furtunul, Rudy! Am înțeles! Vedeți? În jurul statuii e nisip. În partea în care e înclinată statuia e un amestec de nămol și lut. În timpul furtunii, pe panourile solare a curs multă apă care s-a scurs prin nisip, dar s-a adunat în nămolul cu nisip.
Desigur. De la atâta apă, nămolul culut n-a putut susține greutatea, iar statuia s-a rostogolit. Așadar, nimeni nu-i de vină. Bine lucrat! Misterul a fost elucidat. Deslușit? Poftim? Doar nu vorbiți serios. Cum rămâne cu capul meu? Cine mi-a luat capul? Eu l-am luat. Am fost supărat că nu ți-a plăcut. În noaptea cu furtună m-am întors aici. Am vrut să mă uit mai bine la statuie. Când am văzut-o la pământ, capul i se detașase deja. Am hotărât să-l refac. N-am vrut să spun nimic până n-aveam capul perfect. Fața mea splendidă! Înseamnă că o să rămâi în pădurea cioturoasă? Da, e casa mea. N-aș pleca de aici pentru nimic în lume. Solul e foarte important când e vorba de construit drumuri, clădiri și case. Locul pe care construiești poate determina cât de rezistentă va fi structura pe care tu ți-o dorești.